Bună ziua, jurnalistul Oreste Teodorescu este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, bine ai venit în studioul meu din mulțumesc. Partidul Național Liberal și-a desemnat astăzi candidații la europarlamentare, iar jurnalistul Rareș Bogdan este cap de listă. Cum vedeți dumneavoastră acest anunț de ultimă oră? Văd acest anunț exact ca masca care simbolizează teatrul. Un ochi îmi râde și altul îmi plânge. Ochiul care îmi râde este bucuros pentru că sunt absolut convins de toate calitățile de lider politic pe care Rareș le are și se simțea de multă vreme nevoia unei energii pe partea dreaptă a eșichierului politic, a unei verve și a unei anduranțe într-o luptă politică pe care Rareș le are. Deci consider că este un mare câștig pentru politica românească. Iar ochiul care plânge, desigur, e trist pentru că presa din România e mai săracă fără Rareș Bogdan. Fără emisiunea Jocuri de Putere, noi toți cei care am vibrat de-a lungul timpului la toate predicatele acestei emisiuni, și ca invitat și ca telespectatori, o să rămânem așa un pic cu nostalgia întâlnirilor de seară cu seară cu Rareș, dar până la urmă cred că e un moment astral și în viața noastră a tuturor și în viața lui Rareș și cred că a luat decizia cea mai bună, mai ales că pierduse și o joi din săptămână, probabil urma să mai piardă și o miercuri, adică aparițiile erau tot mai rare. Altcineva începuse ușor ușor să-i cam mănânce din tronson și cred că a făcut pasul cuvenit. Va reuși să-și aducă telespectatorii, fanii, să spun așa, de la realitatea către PNL? Apariția în fața camerei, să știi că are și un foarte mare avantaj și un dezavantaj deopotrivă. Ți se văd sentimentele. Nu prea poți să minți în fața camerei. Iar are și timp de cel puțin 6 ani de zile de când a început lupta la baionetă cu hidra asta politică pe care noi o denumim ciuma roșie, a fost foarte expus, lăuntric. Fiecare spectator a putut să-l cunoască și să-l vadă în profunzime pe Rareș Bogdan și eu cred că partidele politice din România toate au nevoie de o asemenea transparență. Rareș e ca un pahar în care se vede foarte bine conținutul. E cultivat, e cu adevărat patriot, fără să fie un naționalist așa de campanie electorală și ca alții. Și foarte efervescent. E foarte efervescent și cred că mai are un avantaj mare față de competitorii lui de la alte partide. Dom'le, e foarte cult. Rareș Bogdan chiar este un tip care a studiat niște biblioteci, pe bune. Eu am fost la el la Cluj și am rămas impresionat de volumele, cum să spun, uzate, bătucite de la el din bibliotecă, adică se vede foarte clar că n-a fost un colecționar de cărți, ci un devorator de cărți, de studii politice, de științe politice, să nu uităm totuși că el a terminat o facultate foarte prestigioasă, Babeș-Bolyai la Cluj, Facultatea de Științe Politice, și omul ăsta chiar știe despre ce e vorba, înțelege foarte bine și dimensiunea geopolitică și partea externă a lucrurilor, pentru că nu asta ne-a lipsit până acum. Cred, și ăsta este marele atu cu care vine Rareș și în politică. Noi nu mai suntem un sat izolat. Suntem și noi o rotiță într-un mecanism foarte complex. Suntem așezați, mama măsii de treabă, exact la mijloc între cele două foarte mari paradigme care se ciocnesc de-a lungul secolelor cap în cap. Dimensiunea asta eurasiatică, influențată și de mama China și de măicuța Rusia și de zona asta mai puțin liberală și mai puțin democratică și paradigma noastră asta nord-atlantic, democrația și pluripartidismul britanic, influențele anglosaxone, Franța, Germania într-o și zonă sensibilă, aș spune într-o zonă foarte sensibilă. Și din nefericire de la Titulescu încoace noi n-am mai produs acea elită politică care să înțeleagă foarte bine și vestul și estul și dacă tot ne-a așezat Dumnezeu la mijlocul acestei confruntări, să putem să generăm o plusvaloare și un profit din ceea ce pare un dezavantaj. Adică mi-amintesc foarte bine un proverb chinezesc care spune că atunci când e furtună, majoritatea oamenilor se ascund,
dar aia puțin și deștepți își fac o moară și să profite de vânt. Cred că Rareș va construi o moară și o moară în care și va toca pe toți politrucii și nenorociții care și-au bătut joc de țara asta timp de 30 de ani, dar și o moară în care va produce ceva conținut. Pentru că țara noastră, totuși, e o țară care merită mult mai mult decât a primit până acum de la politicienii. Ce crezi că se va întâmpla cu postul de televiziune în Realitatea TV după plecarea lui Rareș Bogdan? Acum, mă rog, nu știu dacă sunt eu cel mai în măsură să mă exprim, pentru că sunt subiectiv. Eu întotdeauna am considerat că Rareș Bogdan este Realitatea TV. Restul, iertați-mă, pot fi înlocuiți mai ușor decât Rareș, ca să spun pa dreaptă, fără să se supere nimeni pe mine. Va fi complicat, pentru că fără Rareș Bogdan, Realitatea devine dintr-o dată un postuleț de televiziune, nu mai este un post de televiziune. Ați avut personal, ați avut oferte de-a lungul timpului de genul acesta, să, nu știu, să vină un partid, băi, s-au mai gândit câțiva și la pentru o listă. S-au mai gândit câțiva și la mine. Recent numai, sau? Și mai recent și mai în alte campanii electorale, numai că eu nu am stofa asta de politician. În primul rând îmi lipsește acea eleganță și acea diplomație de a putea să stau la masă și cu cineva care nu-mi place. Adică eu am lipsa asta de capacitate de a-mi stăpâni impulsurile de moment. Sunt un tip destul de coleric și dacă mă enervează cineva, nu am cum să nu mă exteriorizez. Și asta nu e un atribut și o calitate a unui om politic. În plus de asta, cred că și presa mai are totuși nevoie și zona asta de societate civilă și de opinie publică mai are nevoie de un câine de pază așa. Mie îmi place mai mult să fiu câine de pază decât să fiu păstor de oi. Da, ați avut momente în care v-ați gândit să faceți, nu știu, v-ați aflat la un impas și v-ați gândit să faceți altceva, altceva în afară de presă. Da, eu am pornit din facultate de la ideea că am să fac cinematografie, nu presă, și uite că nu s-a putut. Nu sunt foarte legat nici, adică nu pot să afirm că e un morb din ăsta care nu-mi dă pace și dacă eu nu sunt în zona de presă am să mor. Nu. Sub nicio formă aș putea să fac orice, de la zilier în construcții, la plantator de roșii și castraveți și până la urmă la șomer, așa, n-am nevoie de foarte multe ca să mă pot simți bine alături de prietenii mei, de familia mea, de cei pe care îi iubesc. Așa că nu sunt, mă văd făcând orice mă va duce viața să fac, adică nu sunt foarte cantonat într-un domeniu. Dacă se poate și îmi place asta și aș mai vrea să fac asta, dacă se poate am să o fac cu foarte mare plăcere, domne, dacă nu, ce să fac, am să-mi caut altceva. Acum, revenind la alegerile europarlamentare, ce vor avea loc pe 26 mai, cum arată scena politică? Cum se pare că arată acum scena politică cu două luni înainte, iată, de un test al votului? Cred că este pentru prima oară, cel puțin la noi în România, când alegerile europarlamentare sunt foarte importante. Sunt foarte importante pentru că însă și Uniunea Europeană traversează niște momente istorice. Adică sunt niște momente despre care se va scrie mult, iar studenții de la politologie de peste 100 de ani vor studia cu foarte mare atenție perioada asta pe care noi o traversăm acum. E un moment de schimbare de putere, de schimbare de mentalitate și de schimbare de paradigmă. Până și Uniunea Europeană, o observăm atent, pare ușor gripată. Formațiunile politice din mainstream-ul politic democratic, adică popularii, socialiștii, liberalii, poate chiar și verzii, sunt înconjurați de armate mici, de partide populiste, de partide extremiste, de partide xenofobe, de partide violente. Situația seamănă al naibii de bine cu perioada interbelică, de aceea eu și traversez o ușoară îngrijorare, adică mie mi se pare că noi ne aflăm în liniștea aia de dinaintea unei mari furtuni. Și România, până acum, dacă traseul României de până acum a fost predictibil alături de partenerul nord-atlantic,
alături de marea familie europeană. Uite, stăteam liniștiți stăteam în cuibușorul nostru. Și eram chiar dat ca exemplu de insulă de stabilitate într-o zonă de asta balcanică foarte fremătoare și foarte tensionată. Și uite că de când domnul Dragnea și cu asociatul său, domnul Tăricianu, și cu armata lor de Vâlcov, Teodorovici și alte nume cu rezonanță rusească își fac de cap ca niște aventurieri inconștienți pe acolo, pe la cârma guvernului României, mi se pare că România poate risca pur și simplu să iasă de pe axa pe care au definit-o chiar niște înaintași din PSD, axa București, Bruxelles, Londra, Washington, adică axa asta din paradigma occidentală, și mi-e teamă că fără să ne dăm noi foarte bine seama, pentru că și noi suntem preocupați cu foarte multe alte lucruri care nu cred că sunt atât de importante, dar asta e viața, și fără să ne dăm seama, adică pe nesimțite, să nu ne trezim din nou într-un club mai ciudățel așa al democrațiilor iliberale de tip Victor Orban, de tip Erdogan, de tip Putin, chiar de tip Mr. Xi, președintele Chinei. Adică eu sunt mai bătrânel, am mai prins vreo 17 ani și din comunism. Păi n-aș vrea să mă întorc acolo. Adică aș face absolut orice, chiar mi-aș lua ceva cu mine în munți și m-aș lupta ca totuși România să rămână în zona asta democratică, liberă, liberală în sensul filozofic al cuvântului, nu în sensul politic. Și atunci alegerile astea europarlamentare de din acest an vor desemna până la urmă cine va reprezenta România în corul Europei. Democrații, popularii, socialiștii ai adevărați, că Dragnea devine populist, sau trimitem și noi armate din astea de troli, omuleți verzi, finanțați obscur de pe la Kremlin, care să pună umărul la distrugerea Uniunii Europene. Da, prezența la vot crezi că va fi mai mare de data aceasta decât în alte dăți? Sper din tot sufletul să fie. Cred că urbanul mare, cred că diaspora, cred că protestatarii începând de la UG 13 din 2017 și până la 10 august 2018, chiar dacă majoritatea dintre ei nu mai sunt în țară, că mulți au plecat dezamăgiți de ce s-a întâmplat sau mai degrabă de ceea ce nu s-a întâmplat, au înțeles importanța acestor alegeri și vor face un efort, pentru că sunt, până la urmă, sunt 4 tururi de scrutin în 2 ani de zile, adică sunt 4 weekenduri în care românii din diaspora ar putea să vină în țară, ar putea să vină acasă, ar putea să-și convingă rudele rămase pe aici să meargă la vot și să schimbăm democratic, civilizat, elegant situația asta care e foarte turbulă în care ne aflăm. Se va mobiliza diaspora mai mult decât a făcut-o până acum? Eu cred că da. Uite, pun și eu cu umila mea contribuție umărul această treabă și alături de Rareș Bogdan vom pleca la comunitatea românilor din Italia vineri 22, săptămâna viitoare vom ajunge la Padova și sâmbătă la Milano ne vom întâlni cu românii de acolo și vom încerca să îi convingem cumva că fiecare vot contează și că de data asta trebuie să participăm și noi cu adevărat la jocul politic. Pentru că dacă suntem ignoranți, delăsători și chiar nu ne pasă de soarta noastră, după aia nu prea mai avem motive să ne plângem, pentru că s-ar putea să ne merităm soarta. Vom asista la un eșec al Partidului Social Democrat la aceste alegeri? Nu știu dacă vom asista la un eșec, dar va fi un recul destul de puternic. Adică eu cred că PS Dragnea nu va obține un scor mai mare de 25%. Sunt absolut convins că partidul lui Victor Ponta va putea să tindă către un 7-8% și va intra în Parlamentul European. Probabil că de la domnul Timmermans la domnul Schulz sunt mult mai confortabili socialiștii europeni cu formațiunea pro-România decât cu PS Dragnea. Pe de altă parte, sunt convins că și ALDE Europa va dori să-l înlocuiască pe domnul Tăricianu cu o altă formațiune și aș vedea locul USR-ului în formațiunea liberală europeană. Dar are șanse Partidul Național Liberal să depășească pe social-democrați? Cu Rareș Bogdan cap de listă, cred că are. Cred că avea șanse mici și fără Rareș. Șansele au crescut exponențial acum.
Pentru că e și un obicei din ăsta democratic totuși care s-a instaurat și în România. Adică după ce au stat unii la putere și n-au făcut mare lucru, se lumea schimbă. Lumea e dezamăgită și votează, caută o altă opțiune. Exact, votează alternativa. În momentul de față sunt optimist în sensul în care cred că dreapta, adică PNL, USR plus sau minus Cioloș, acum nu-mi dau seama, și cu PMP, pentru că și Traian Băsescu se va lansa în jocul ăsta al europarlamentarilor și el va reuși să tragă măcar un procent, două în plus pentru formațiunea lui. Și atunci eu cred că alianța asta de dreapta PNL, PMP, USR ar putea să bată destul de detașat arcul guvernamental PSD al de UDMR de acum. Pe final, aș vrea să discutăm puțin și despre subiectul Laura Codruța Chioveși. Am văzut, este foarte dezbătut în ultima perioadă, cel puțin în presa noastră. Practic, fosta șefa DNA este cu un picior, dacă pot să spun așa, către funcția de procuror șef european. Cred că este cu amândouă picioare. Cu amândouă. Da. Ce șanse există la momentul acesta, văzând negocierile care au loc la Bruxelles? Sunt șanse mari. Eu pornesc de la ideea unui win-win. Prin alegerea doamnei Chioveși ca șefa parchetului european, câștigă toată lumea, mai puțin partea de corupți din România, dar acum vorbesc de state și vorbesc de fondurile europene și vorbesc de interesul Uniunii Europene ca fraudarea și actele de mare corupție să fie diminuate într-un mod cât se poate de rapid, pentru că ele sunt constatate ca vulnerabilitate la adresa securității Uniunii Europene. Experiența și expertiza doamnei Chioveși și cu miile de dosare pe care le-a traversat fie ca șef al parchetului general, fie ca șef al DNA, în comparație cu CV-ul destul de sărac, chiar și a contracandidatului francez și a contracandidatului german, plus că mai e o chestiune și mie îmi place să fiu franc și să o spun în față. Cine fraudează fonduri europene? Că doar nu frauda nemții, olandezii, austriecii sau danezii. Fraudează țările din Est, fraudează țările sărace în care oligarhia politică și mafia economico-politică sunt foarte bine șurubate. Și atunci e și politically corect, așa dacă pot să mă exprim, ca tot cineva din Est să ancheteze aceste mari dosare de fraudă sau de corupție. Pentru că, alminteri, gândiți-vă cum ar sări din papucilor toți populiștii cehi, unguri, români, cum, domne, noi suntem colonie, vin ăștia, francezii, nemții să ne ancheteze pe noi, la noi acasă, e așa când vine cineva tot din Est. Deci spuneți că a fost un scop. Da, eu cred că... De la bun început. Păi, dar se vede, PPE-ul o susține pe Chioveși, socialiștii europeni o susțin pe Chioveși. În afară de PSD. Că... Verzii europeni o susțin pe Chioveși, alte european, adică liberale, o susțin pe Chioveși. Adică chiar tot spectrul politic al Parlamentului European e foarte încântat și o susține spectrul pe Laura Codruța Chioveși și avem o Grapini și încă vreo trei lătrători de pe Parlamentul European trimiși de PSD, Boștinaru, Pascu sau cine ar mai fi, Norica Nicolae de la ALDE, care își pun fustele în cap și se rățuiesc la perete, pentru că realmente nu cred că îi bagă nimeni în seamă. Dar se va schimba ceva în relația României cu Uniunea Europeană după ce Laura Codruța Chioveși va deveni procuror șef european? Nu cred că e suficient ca un om să ocupe o funcție importantă ca relațiile să se îmbunătățească brusc. Eu cred că dacă noi vom reuși să avem o clasă politică predictibilă, să avem un act de guvernare onest și orientat către bunăstarea cetățeanului, securitatea lui, libertatea lui, și dacă vom înceta să mai jucăm la două capete, vedeți că de la 23 august încoace 1944, România nu și-a găsit așa... Încă își caută locul. Un drum. E, pare rău că folosesc expresia că e index. E cam cu curul în două luntri. Și când ești cu curul între două bărci, Doamne ferește, pleacă în direcții diferite și te trezești în baltă. Noi nu putem să fim și cu rușii, dar și cu americanii, și cu nemții, dar și cu englezii, dar adică noi ar trebui cumva... printr-o clasă politică foarte curajoasă și hotărâtă, să acceptăm că nu se poate de cele mai multe ori să le amestecăm între ele. Ori suntem pro-occidental, pro-vest și ne aliniem și noi valorilor către care am tins atâta timp, ori
zicem, nu, domne, facem un referendum, noi vrem să fim Republică Sovietică și ne întoarcem de unde am plecat. Da, ce credeți că se va întâmpla cu dosarele Laurei Codruța-Kvesi? Că știm că fosta șefa DNA are câteva probleme în țară după ce ea va ajunge procuror șef european. Aștept ca secția de investigare a doamnei Adina Florea să-l cerceteze întâi pe domnul Timmermans și să-l și condamne, pentru că dacă tot îi fac dosar domnului Timmermans și după aia mai vedem dacă reușește doamna Adina Florea să-l îngenuncheze pe Franz Timmermans, atunci pot să cred că și Laura Codruța-Kvesi e în pericol. Dacă nu, mi se pare doar o vrăjeală de amețit electoratul mai puțin informat. Eu îți mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și te mai aștept cu mare drag să mai discutăm. Vă mulțumesc și foarte mult. Mulțumim.